ziua și bine v-am găsit! Invitată în studio este astăzi doamna Dana Mâneilă, primarul Comunei Tureni. Bună ziua, bine v-am regăsit! A trecut ceva timp de la ultima noastră discuție. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Ne apropiem cu pași destul de repede de finalul acestui an, cu multe provocări, cu și bune și mai puțin bune, și am zis să punctăm câteva din proiectele care au avut loc anul acesta și aș vrea să începem cu un proiect foarte important pentru comună, și anume acel drum al Miceștiului care vă leagă de Cluj, un drum destul de lung, destul de greu de realizat și totuși s-a reușit pe etape finalizarea asfaltării. Cu acest subiect aș vrea să începem discuția noastră. Bună ziua, Anca, mulțumesc de întrebare. Drumul care face legătura între satul Tureni, satul Micești, Sălicea și municipiul Cluj-Napoca a avut un parcurs destul de lung ca și execuție, dar vedeți că orice lucru început are o finalitate, deci important e să te apuci un lucru, chiar dacă acest drum, execuția lui a durat aproximativ 10 ani de zile. Îmi amintesc că în urmă cu 10 ani de zile am asfaltat primul kilometru de drum în satul Tureni, intersecția între satul Tureni și drumul Miceștiului, din Tureni până la cimitirul din Tureni. A fost un prim kilometru care s-a executat în urmă cu 10 ani de zile. După aceea am asfaltat încă un kilometru de la începutul satului Tureni până la școală, deși era o porțiune asfaltată, după aceea neasfaltată, după aceea iară un kilometru dintr-un drum de 12 kilometri, așa să-ți imaginezi. După aceea a fost o etapă 3, unde am aplicat pentru fonduri europene pentru 3 km 400 pe măsura 322D, care era o măsură finanțată pentru drumuri care erau supuse oarecum inundații viitorilor, și acolo într-adevăr terenul fiind în pantă foarte mare veneau, de câte ori ploua veneau aluviuni și inundau drumul, și am câștigat un proiect pe fonduri europene de 3 km 400. După aceea, etapa 4 a fost alți 6 km pe PNDL 1, și uitați că etapa 5 am reușit, de acel drum l-am predat Consiliului Județean, și din drum comunal l-a transformat în drum județean, și cu ajutorul Consiliului Județean și a președintelui Alin Tișe am reușit în anul acesta, adică ei au reușit să finalizeze asfaltarea întregului drum, și ei au mai asfaltat a noastră în jur de 3 km, și astfel am reușit să facem legătura. Care este traseul, de fapt, al drumului, ca să DN1 până în Tureni, deci intrat în satul Tureni, intersecția cu fostul DC85, că poate așa știu mai bine, din Tureni până în Micești, din Micești până la lacul din Micești, apoi de la lacul din Micești până la DG107L în Sălicea, iar din Sălicea Cluj-Napoca. Practic am reușit împreună cu Consiliul Județean să fie o alternativă la DN1. E un fel de o centură. În caz de orice, Doamne ferește, în care se blochează drumul național pe acest transeu, este o centură ocolitoare. Consiliul Județean a mai făcut pe acest tronson Tureni, Cluj-Napoca, încă o altă centură binevenită, e cea pe la Aiton, Tureni, Aiton, Gheorgheni și centura. Deci pe partea Deci practic acest tronson de drumul național Tureni, Cluj-Napoca are două
nu centuri, să-i spunem, de o drumuri ocolitoare. Și una care se, cred da. Că în făget, din Ciurila poți ieși în făget. În făget, exact. Da. Din, atunci, da, Sălicea, Făget, Cluj-Napoca. Sunt două variante și cred că binevenite, fie pentru cei care merg în zona lacului Mice, dar gândiți-vă, în cazul unui accident sau în cazul de o catastrofă, să blochează DN1. Ai o variantă unde să desconcesioneze traficul și o variantă, o centură ocolitoare, mini centură sau cum să-i zicem, un drum ocolitor. Da. Dacă tot vorbeam despre acest drum care în sfârșit e asfaltat și se poate circula foarte bine pe el. Haideți să vorbim puțin despre lucrările care s-au putut face la drumurile din sat și aici intră chiar și, știu eu, podețe, trotuare, pentru că și aici sunt locurile unde sătenii circulă și de care se bat zi de zi și acolo ei își doresc să vadă acolo că se lucrează și se face ceva. Noi am băgat apa și canalizarea pe tronsonul care amintiți, adică intersecția DN1 până la intersecția cu fostul DC85 de care vorbeam sau DG170 actual, tot așa cu ajutorul Consiliului Județean, după ce noi am băgat apa și canalizarea, ei au venit în sprijinul nostru și au făcut acele podețe, adică acele intrări la proprietăți și trotuare. Trotuarele de la postul de poliție până la primărie am reușit de le-am făcut noi și inclusiv șanțurile, regolele betonate în urma altor lucrări de apă și canalizare când virgulă comuna a introdus apa pe un alt proiect pe fondul de mediu. După ce am finalizat acel proiect pe fondul de mediu, comuna Tureni a venit și o betonat toate șanțurile și de la postul de poliție până la primărie am reușit să facem trotuare și acum Consiliul Județean a venit de la postul de poliție până în DN1. Deci acolo este rezolvat și... În Tureni, în mare parte, este rezolvată, cel puțin zona centrală, cu rigole, intrări și trotuare. Se vorbește foarte mult acum despre banii care vin prin proiectul acesta PNRR. Ce va fi la Tureni din aceste fonduri? Am o veste foarte bune. Dacă ai început cu vești bune și vești mai puțin bune în 2022, eu chiar aș putea spune că dacă aș face așa acum un bilanț al anului 2022, la Tureni aproape nici nu prea avem vești rele. Sunt numai vești bune. Astăzi, dacă știam că o să mă întrebi așa ceva, veneam, chiar înainte să viu cu 20 de minute, am terminat mapa și era în mapă o adresă a Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice, prin care mă științează că în 5 zile de primire a adresei respective sunt invitată la Minister pentru semnarea unui contract pe PNRR de actualizare a PUG-ului. Și luni dimineața la ora 9 voi fi pe avion pentru semnarea unui contract pe PNRR. Și alte proiecte sau... Da, pe PNRR, cel puțin ce știu că sunt eligibile și tot avem confirmările de finanțare, este pe această componentă. După aceea, proiectul depus cu autobuzele în parteneriat cu municipiul Turda. Despre acela am tot vorbit și da. Poate ar fi bine să ne mai oprim puțin, să-l detaliem, și... pentru că foarte multă lume așteaptă o alternativă la aceste mijloace de transport care au câștigat licitația prin Consiliul Județean pe zonele astea de sat și unde știm că e destul de greoi sau deloc. Păi, da, deci Consiliul Județean are acum în implementare, sau nu știu dacă ori finalizat, transportul în comun interurban, oarecum. Au rămas niște porțiuni, de exemplu, la Micești, efectiv, oamenii, nu există transport în comun. Atunci vine administrația publică locală din Turda, în parteneriat cu cea din Tureni, și o să achiziționăm acest microbuz destinat transportului de persoane, unde împreună vom stabili un orar de funcționare. Deci vine oarecum în completarea rutelor ăsta ora care le gestionează Consiliul Județean. Și mai avem
tot prin parteneriat cu satul Aiton, depus un proiect, tot pentru un microbuz. De asemenea, tot prin PNRR avem finanțat, dar încă nu m-au chemat la semnarea contractului de finanțare pentru montarea de camere video, de supraveghere video în comună, un proiect de care ne bucurăm, pentru că comuna e traversată de drumul național. Cred că cel mai mult se bucură de acest proiect domnii de la poliție, de la serviciul de circulație, pentru că vom putea monitoriza foarte bine porțiunea de traseu DN1 și, doamne ferește, în cazuri din astea în care sunt accidente, îi ajută foarte mult în să vadă cum s-a întâmplat acel accident, iar pe șeful de post, sigur că îl ajută în stabilirea ordinii și liniște publice și să se reducă infracționalitatea pe raza comune. Cum pe partea aceasta de DN1 au fost foarte multe probleme, începând cu montarea celor separatoare care au generat foarte foarte multe nemulțumiri din partea sătenilor și s-a și văzut în momentul în care au avut loc evenimente rutiere că cu ajutorul blocat. Acestor camere o să fie mai explicită sau vor putea vedea și cei mai de sus ceea ce se întâmplă. Cele separatoare vom putea merge cu imagini. Efectiv, pentru că până acum toate demersurile dumneavoastră au rămas fără niciun... A fost la nivel de vorbe, una când îi spui la om, uite ce se întâmplă, și probabil că dacă vom avea imagini, le or putea viziona pe la București și vor lua măsuri. O altă problemă despre care s-a vorbit foarte mult e această activitate a Supercomului, cei care prin Consiliul Județean se ocupă de tot ce înseamnă deșeuri în zonă. La Tureni, firma și-a început activitatea. Noi suntem pe pachetul cu orașul Huedin și o parte din municipiul Cluj-Napoca. Acum s-a finalizat licitația, am înțeles, de către ADI Echeo Metropolitan și pentru UAT-ul nostru. Am avut două întâlniri cu directorul de producție care va gestiona această activitate pe raza comunei noastre. Până în 17 februarie am înțeles că trebuie încheiate toate contractele între persoanele fizice, juridice și firma Supercom. Și tot până în 17 februarie trebuie să distribuie conform caietului de sarcini acele pubele populației pe diferite fracții. V-au vorbit și despre tarife, pentru că pe această zonă tocmai s-au modificat și s-au mărit cu 70%. Pentru Turen v-au anunțat. Nu, la noi nu, ar fi culmea, adică dacă ori câștiga licitația de o lună, să vină să spună că mărim tarifele. Chiar asta am punctat-o cu domnul director de producție și am întrebat pentru cât vreme sunt valabile aceste tarife. Acum, și ei au oarecum dreptate, au zis că cel puțin un an de zile rămân fixe. Și au dreptate, pentru că explozia prețurilor la motorină, la cheltuieli crește, dar nu mi se pare normal tu să vii astăzi să faci o licitație, tu trebuie să-ți faci o previziune cu creșteri pe următorii ani. Deci când vii la o licitație ar trebui să ai prețuri acoperitoare, cel puțin pe 3 ani de zile. Așa mă gândesc că ar fi normal. Deci asta înseamnă că Supercom ar trebui să-și înceapă activitatea de anul viitor? Deci în mod oficial ar trebui din 17 februarie, acum n-a fi 17, ca fi poate 1 martie, dar trebuie să-și înceapă activitatea și pe raza comunei Tureni. Și până atunci mergeți tot cu... Până atunci mergem cu firma care avem acum o firmă din
din august anul trecut. Dacă bine mi-amintesc, sper să nu greșesc. Așa, o provizorat a fost, de fapt, pe o perioadă asta intermediară între firma care am avut-o cu contract de concesiune până și intră domnii de la Supercom în atribuții. Știți că acum se vorbesc mai mult problemele astea de care ne lovim zi de zi, știu, gestionarea gunoaielor, când după ce vorbești de gestionarea gunoaielor, deșeurilor, încep să vorbești despre câinii vagabonzi. Și aici cam peste tot este și, din păcate, există și acea tristă experiență când vin cu mașinile de cine știe unde și trec printr-un sat, poate nici nu așa circulație, și încep să dea drumul cățeilor sau pisicilor, știu eu, pe câmp. Da. Deci problema câinilor vagabonzi este o problemă, după mine, stringentă, urgentă, la nivel național. Nu este suficient ca eu, primarul Comunei Tureni sau nu știu care primar, să luăm niște măsuri punctuale într-un UAT. Dacă problema nu se rezolvă la nivel național, într-un interval de timp bine delimitat, adică toți deodată, problema câinilor vagabonzi nu va fi rezolvată niciodată. E rușinos pentru străini. Acum și noi mai mergem în afară. Și chiar am fost și anul ăsta de câteva ori, am fost ieșită în afară. N-am văzut nici într-o țară civilizată măcar un câine liber pe stradă. La noi, săptămâna trecută îmi trimitea cineva o poză și, pe bună dreptate, nu aveam cum să mă supăr, îmi cer scuze, pentru că erau 4 câini pe stradă, niște dulăi, animănui. Dar eu nu înțeleg cum, dacă nu rezolvăm la nivel național într-un timp bine delimitat, cum rezolv eu problema în Tureni. Pentru că în 2014 Tureniu sau Comuna Tureni, prin primăria Comunei Tureni, am avut un program de sterilizare și microcipare a tuturor câinilor. Tocmai vreau să vă întreb. Și vagabonzi și cu proprietari. Acum eu nu înțeleg, după 8 ani de zile, când firma care i-a sterilizat, am avut un parteneriat cu un ONG, firma care i-a sterilizat la momentul respectiv îmi spunea: doamna primar, dacă noi sterilizăm acum câinii, respectiv în 2014, beneficiile le veți vedea în anul 5, 6, 7, 8. Deci nu imediat. Imediat, da. Și acum, după 8 ani, deci suntem în anul 8 de la sterilizare, câini în Tureni îi plin de câini vagabond. Deci contrar ceea ce mi-au explicat specialiștii. Înseamnă că acei câini au venit din altă parte. Deci acei câini vin din altă parte. O sursă, să zicem așa, de infectare sau, cum să zicem, o sursă de a fi câini vagabonzi îs și stâinile de oi de pe raza comunei sau de pe raza tuturor UAT-urilor. Pentru că ciobanii, mai nou nu se găsesc ciobani, și în loc de ciobani țin câini. Statul, dacă vă amintiți în urmă cu câțiva ani de zile, sau parlamentarii, să nu mai dăm vina pe ei, au vrut să facă în acest sens o lege prin care să limiteze numărul de câini la 2. Societatea civilă, toți am ieșit și am strigat cu urle și trâmbițe că nu-i bună legea. Legea era foarte bună, pentru că și în vechime, bunicii și străbunicii noștri, cum gestionau ei această problemă cu câinii vagabonzi? Erau niște reguli. Fiecare proprietar n-avea voie să țină decât un câine sau doi. La stână n-aveau mai mult de voie, cred că 2 câini. Aveau o stână, maxim era limitat la 2 câini. Și acum poți să aibă, dar să-i sterilizeze. Dar, păi, dacă îi sterilizează, am înțeles că câinele nu mai este agresiv. Nu mai este bun de luptă sau bun pentru pază. Că în momentul în care ai sterilizat câinele nu mai devine agresiv.
Să știi că din experiența noastră, foarte reticentă a fost populația la sterilizare în primele zile și poate chiar în primele 2 luni, că a durat vreo 3 luni de zile. Nu reușeam să lămurim populația că trebuie să îi sterilizeze. Și umblam prin sat, doamna vice cu poliția locală, din portă în portă, cu cușca, să lămurim oamenii să sterilizăm. A durat acțiunea 3 luni de zile. Și noi avem acum câini vagabonzi de plină comună, de câini vagabonzi. Au fost niște cheltuieli, niște bani investiți din bugetul local în acele sterilizări. Păi ne permitem noi în fiecare an să tot sterilizăm câini vagabonzi și tot fel de câini. Ce variante aveți? Păi acum o să iau, iară o să iau măsuri, că nu pot sta nici așa. O să sterilizăm, o să amendăm. Cred că cea prima măsură pe care trebuie să o luăm, că sunt foarte mulți câini cu proprietari care îți lăsați pe drum. Și asta e o problemă. Lăsăm câinele în afara proprietății, pe drumul public. Păi o să cei care sunt microcipați identificăm și amendăm proprietarul în primul rând. Asta va fi prima măsură. Fiecare proprietar de câine să-și ție cățelul. O să inventariem la toate stâinile cu medicul veterinar. Deci medicul veterinar va inventaria toți câinii la fiecare stână, să-și declare câți căței au. După aceea o să începem să mai sterilizăm, ne facem niște planuri multianuale și punem bani de la bugetul local să mai sterilizăm măcar ăia vagabonzi care sunt pe strada nimănui, să-i sterilizăm noi, iar cei cu proprietari să-și sterilizeze proprietarii câinii. Ce e o problemă la nivel național și cred că dincolo, peste hotare, suntem percepuți ca o țară de lumea treia. Gândiți-vă când vine cineva în vizită dintr-o țară civilizată și văd la noi haite de câini pe străzi, ce pată, ce ștampilă pun pe noi. No, iubitori de animale. Acum, iubitorii de animale și ONG-urile sunt de două categorii. Trebuie spus public și treaba asta, să fac afaceri cu câini. De către iubitori e câini. Sunt care într-adevăr, chiar sunt dedicați. Sunt care sunt într-adevăr, sunt dedicați și se luptă pentru câini, dar sunt, se fac afaceri la nivel macro. Eu am înțeles că acum chiar am studiat problema destul de bine în ultima vreme, am înțeles că un câine înfiat peste hotare costă 450-500 de euro. Păi ce afacere profitabilă mai poate să fie mai mare ca asta? Și să fie afacerea să înfieze cât mai mult și asta. Da, dar ei au tot motivul anumite și ONG-uri să poarte câinii dintr-o parte în alta să poată să-i vândă. Și aici organele statului, inclusiv poliția animalelor, ar trebui un pic să fie mai ferm. Da, e un subiect la care cred că așa o dezbatere ar putea dura la nesfârșit, pentru că sunt destul de puține soluții. Te dau resufletul și când vezi acele animale care n-au nicio vină, că stăpânii nu mai vor să-i țină sau știu din ce motiv. Păi săracile animalele alea, ultimele vinovate. Alea, de fapt, ce e vină? Alea n-au nicio vină, pentru că ei se nasc. Haideți să trecem și la un subiect așa mai. Anul acesta au fost foarte multe evenimente frumoase, la câteva am fost și noi prezenți. A fost aniversarea a celor 50 de ani de căsătorie, nunta de aur. Au fost și acele foarte frumoase și am văzut sala plină la spectacolele susținute de actorii Teatrului Turdean. Lumea a fost foarte dornică să iasă și să se bucure de câteva ore. Ce alte evenimente au fost? Astea mi le-am amintit, da, pentru că la astea am fost și noi prezenți. Am făcut Fiii Satului în 10 septembrie. Am făcut o sărbare câmpenească cu un concurs de pescuit pe lacurile de la Mărtinești. Am făcut 1 iunie. S-a făcut, acum așa ce mi-amintesc, de 24 ianuarie, tot așa a fost un eveniment foarte frumos. Recent am avut o acțiune foarte binevenită împreună cu
specialiștii de la ISU. Da, a fost acea întâlnire de la mai multe interzonală, de mai multe comune, da, care am găzduit-o noi și efectiv am făcut o simulare pe o simulare a unui incendiu în școala generală din Tureni, o simulare aproape ca pe un caz real. Ca și un caz real, care ne-am ales noi ca și temă și victimă, deci un copil ne-am jucat așa un dar, sunt cazuri pe care nu le dorești, dar se pot întâmpla. Se pot întâmpla și a fost o simulare. Deci fiecare copil a fost învățat și a văzut pe viu cum trebuie să procedeze în cazul unui incendiu dacă s-ar întâmpla în școala din Duren sau în comună. Și a fost foarte binevenită acțiunea și noi, adulții, am avut de învățat multe. Și eu recunosc că chiar am avut de învățat de la acea acțiune. Cu actorii teatrului ați rămas așa în legătură și pentru proiecte viitoare, pentru că chiar am văzut acolo copiii de la cei mai mici la cei mari au fost foarte încântați. Pentru că cred că mai greu îi aduci pe ei până la tur, dar la un spectacol. Da, și acum de Moș Crăciun, dar vreau să fie surpriză pentru copii. O să colaborăm cu actorii Teatrului Național din Turda. Dacă tot am zis acum de Crăciun, haideți să punctăm puțin, pentru că final de an este luna decembrie cu foarte multe evenimente, plecând de la Ziua Națională până la sărbătorile de iarnă. Cam ce veți organiza? Mâine o să sărbătorim anticipat ziua de 1 decembrie, Ziua Națională. Și zic aici motivul pentru care sărbătorim în 29 și nu 1 decembrie. Prețurile de 1 decembrie pentru spectacole sunt așa de mari, nu ne permitem, dar ceva trebuie să facem și atunci am decalat cumva în 29 și o avem invitată pe Veta Biriș. Oh, este un nume care nici nu mai are nevoie de prezentare. Preoții, toți patru preoți ortodoxi din Tureni vor face deschiderea spectacolului. După aceea o să avem un mic moment în care ansamblul Izvorașul Tureniului va juca 2-3 jocuri pe scena Căminului Cultural din Tureni. După care copiii școlii generale au pregătit un mic spectacol. Vom avea și joc de artificii și profesorul de istorie din cadrul Școlii Generale din Tureni va ține un speech de maxim 10 minute unde va prezenta importanța datei 1 decembrie, în special pentru copii. Deci tot spectacolul va avea loc în Căminul Cultural. În Căminul Cultural. Începe mâine la ora 17 până undeva la 19. Haideți să spunem data, ca să nu ne încurcăm. Mâine 29 noiembrie, 29 de la ora 17 în Căminul Cultural din Tureni. Cred că oamenii așteaptă, probabil va fi chiar neîncăpător pentru toți cei care vor să o vadă și să o asculte pe doamna cântecului popular românesc. Eu m-aș bucura să fie căminul plin și arhiplin și cred că va fi cu siguranță din ce mă întreabă oamenii, de la ce oră și așa, după cum țin legătura cu oamenii în Tureni, cu siguranță cred că căminul va fi plin. Cum vedeți așa anul 2022? Pentru că pe așa ultima lună trece parcă așa cât ai spune decembrie. Pe plan profesional, eu zic că a fost un an foarte bun. Deci, pentru Comuna Tureni a fost un an fructuos. Am început lucrările de apă și de canalizare și am reușit distribuția în ceanul mic să fie finalizată. În Mărtinești, cam 90% din distribuție lucrările sunt finalizate. Tot așa undeva la 80% sunt finalizate și în satul Comșești. În Tureni, poate mai puțin procentul, dar ei lucrează și lucrează în ritm susținut. Și
atacat lucrările de alimentare cu apă și în satul Micești. Și ăsta e un lucru, de fapt, asta e cea mai mare problemă pe care o consider eu, că a avut-o comuna Tureni de-a lungul timpului. Problema apei. Bineînțeles că și problema drumurilor, dar asta am reușit de e finalizată. Și apropo de drumuri, prin PNRR avem aprobați 10 km, asta am uitat să spunem ce era mai important. Nimic, spunem acum la final. 10 km de drumuri și începând cu primăvara anului viitor, noi acum iarna lucrăm la licitație, organizăm licitația pentru să ne găsim un constructor și din primăvară vrem să și atacăm lucrările. Vom asfalta Ceanu Mic, 4 km, 2 km în Mărtinești și 2 km 700 în satul Micești. Deci lucrări importante. Tot așa vrem din primăvară, acum perioada iarnă, o să punem la licitație lucrările pentru sediul primăriei. Deci primăria, jumătate din primărie, efectiv o radiem de pe fața pământului. Adevărul, clădirea e frumos, dar e foarte, foarte mică. Păi, pentru ce... nu e mică, dar e veche. O parte din primărie e construită din 1867. Și corpul vechi vreau să îl dărâmăm, să ridicăm o altă primărie. Deci a fost un an foarte prolific pentru noi. Uitați că am reușit să facem legătura cu Clujul pe drumul Miceștiului, să facem acele zboiețe și trotuare care numai la, în orașe vezi așa ceva trotuare, dar la chei frumoase. Da, deci din punct de vedere am depus proiecte, acum suntem în fază, lucrăm la un proiect de canalizare și vreau să-l depun până la sfârșitul anului pe, tot pe PNRR. Am obținut finanțările respective, deci din punct de vedere profesional 2022 a fost un an foarte, foarte bun. Cât de mult au afectat proiectele și toate aceste scumpiri care au avut loc, mă refer mai ales la energie, la gaze, pentru că acolo clar sunt cheltuieli care au crescut foarte mult, acolo unde primăria susține activitatea. Am reușit, i-am plătit toate facturile. Începutul anului a fost cu șoc. Și în prima lună, ianuarie, dacă până acum plătem tot ce înseamnă energie pe raza comunei până în ianuarie, cu scumpirile undeva la 27-30 de mii de lei, în ianuarie a fost 80 de mii de lei. Deci dai seama ce șoc a fost pentru mine când am văzut facturile. Dar am reușit oarecum să le plătim și nici să nu reducem iluminatul public. Ba din contră, că uite, am uitat să spunem, că mi-amintesc de toate, am reușit de am modernizat sau am înlocuit în Tureni și în Mărtinești toate corpurile de iluminat public pe un proiect finanțat de Ministerul Mediului și îs numai becuri cu LED. Drumul național în Tureni și tot satul Tureni și satul Mărtinești tot este renovat, LED, iluminat cu LED și, apropo, am depus proiect tot pe Ministerul Mediului și aștept să văd dacă va fi eligibil sau nu pentru modernizarea iluminatului în celelalte trei sate. Pentru că am depus pe două, pentru că numai atâta era linia de finanțare și comuna e destul de mare. Cu multe sate. Sate, da, no, 46-48 de kilometri de drumuri într-o comună e mult. E destul de mult. Da. Credeți că se poate merge și pe varianta aceasta a panourilor fotovoltaice, pentru că știu, poate terenurile... Este obligatoriu. Deci e obligatoriu. Nu am depus până acum pentru că financiar, efectiv, m-aș bloca să mă mai leg să... Pentru că e partea de cofinanțare pe care da, n-ai cum să o deci gândește-te că pentru noi, pentru proiectul de drumuri, o trebuie să facem proiectul tehnic și l-am făcut noi din banii bugetului local să, oarecum, să
avansez un pic cu lucrările, adică să pot face licitații. Am făcut proiectul tehnic din banii primăriei, urmând ca să mi recuperez din PNRR, dacă, tocmai că să pot face licitații acum iarna, proiect care au fost ceva bănuți, destul de frumoși, în jur de 300 de mii lei pentru comună e mult. Tot așa, acum depunem proiectul de canalizare care iarăși câteva sute de mii de lei. Am avut cofinanțare de 270 de mii de lei la proiectul cu iluminat public, care asta a fost partea noastră de cofinanțare. Avem cofinanțare la lucrările de apă și de canalizare tot în jur de 350 de mii de lei. Deci se adună și efectiv pentru o comună valorile astea sunt foarte mari. În condiții, ca să vă dau așa un exemplu, în condițiile în care de la Consiliul Județean la început am primit 400 de mii de lei. Deci ca și fonduri, alocare de la Consiliul Județean am primit 400 de mii de lei și uitați cât e 300-400 de mii de lei, vă tot spun eu că plătim proiecte. Și îmi fac așa și un calcul. Cât pot duce? Că la un moment dat e bine să le faci mai bine pe rând, chiar pe dacă rând, sunt proiecte pe care le ratezi sau, mă rog, trebuie să le am. Și am zis că mai bine, chiar cu riscul să plătesc un an mai multă energie decât să depun să îmi bag banii în proiect, să mă blochez, mai bine plătesc un an de zile mai multă energie, îmi voi reveni financiar și la anul voi depune un proiect și pe surse din astea regenerabile. Și chiar vorbeam zilele trecute cu cineva și a zis foarte bine că n-ai depus, pentru că fiind prima sesiune de depunere și îți întâia una prima dată, ca și orice lucru care îl faci prima dată, merge puțin, merge mai, greu. Puțin mai greu și mai faci și greșeli. Și din prima depunere am înțeles că au fost așa multe probleme care nu se bat cap în cap. Și acum, având experiența proiectelor depuse, o să depunem și noi în etapa a doua. Se și vorbea de faptul că acele ghiduri au fost foarte greoaie și de aceea mulți nici nu au depus în prima fază, pentru că le-a fost foarte greu să întocmească toată acea documentație foarte stufoasă și unde trebuia să faci foarte multe proiecte cu specialiști pe care îi găsești sau nu-i găsești și atunci... Da, specialiști nu prea găsim. Pentru că sunt proiecte din astea măsuri sporadice care apar odată cu panouri fotovoltaice, cred că e pionierat întreaga lume, nu numai în România, nu? Și atunci de unde să iei din joben niște specialiști care să se ocupe de această problemă? Asta e în primul și în primul rând, specialiștii sunt o problemă. Cam în toate domeniile toate e greu domeniile, să-i găsești. Da, și nu, acum noi știi cum, păi din afară, dacă stai în afara căruței, zici că, virgulă, caii nu trag bine la căruță. Dar în momentul în care ești în căruță și te lovești de tot fel de probleme, atunci nu mai îți vine să vorbești că nu știu cine nu face nu știu ce. E foarte greu de pe margină să ne tot hulim unul pe altul. Ar trebui un pic să fim mai chipzuiți, să vedem totuși că să fac niște eforturi peste tot locul și îs pionerate și astea cu fotovoltaice. Eu cred că problema nu e numai în România. Cred că fiecare țară are problema ei pe anumite domenii. Vedeți? E foarte bine pe de-o parte că suntem în Uniunea Europeană și ne bucurăm de aceste fonduri, dar măsurile sau programele la nivel european. Deci acolo să fac niște directive generale. Acum că se aplică mai greu într-o țară sau în alta. Asta este. Trebuie să ne bucurăm de faptul că ne dau bani. No. Adevărul e că doar din fondurile pe care le au fiecare OAT sau fondurile care mai vin dinspre guvern prin Consiliul Județean, banii oricum nu ajung. Și atunci, pentru proiectele astea mari, e clar că fără o finanțare europeană nu e se destul putea, de deci greu fără, sau imposibil să faci fără ceva. Fără fondurile astea europene, efectiv, eram putincioși. Eram cum eu am fost în Republica Moldova și vă rog să mă credeți și ar fi bine dacă aveți posibilitatea să mergeți, în primul rând, fiecare cetățean să vadă Moldova, pentru că Republica Moldova este România, dar așa dacă vrei să aterizezi
cu vreo 30 de ani în urmă, te duci până peste graniță, în Republica Moldova, să vedeți cum eram noi în urmă cu 30 de ani. Sigur că putem comenta de pe margine că numai România nu face, că numai România nu absorbe, dar trebuie să ne gândim că noi am intrat printre ultimii în Uniunea Europeană, ceilalți actori, deci ei au o experiență poate de 10, 12, 13, 15 ani înaintea noastră și noi peste 15 ani vom fi mai performanți. Ce vă doriți pentru 2023? Acum mă gândesc că poate acum în decembrie o să mai avem așa o scurtă discuție, dar măcar așa în mare. Păi îmi doresc să implementez acest proiect cu drumurile asta pe, sau cel puțin măcar să ne apucăm de el. Efectiv să ne apucăm nu la nivel de hârtie, la nivel de execuție. Practică. De practică. Cel cu apa și canalizarea n-aș putea să spun că îl finalizez, pentru că nu ai cum să-l finalizez, pentru că e un program mai mare, ăsta cu distribuția, sau cel puțin ăsta cu distribuția să-l finalizăm, dar proiectul e format din trei etape. După distribuție ar trebui să fie sau să fie început deja programul de aducțiune a apei până la Turen și din Turen până în Aiton și din Aiton până în Ploscoș, dar acest pachet a fost câștigat de Hidroconstrucția, care a intrat în insolvență și săptămâna asta luni am avut o ședință de producție la compania de apă și domnul director de la compania de apă, Bobic, a zis că încercăm să reziliem contractul cu Hidroconstrucția și să repunem la licitație lucrările. Deci asta, dacă se mișcă foarte, foarte bine compania de apă, dacă la anul vom reuși să avem un alt constructor, eu aș fi foarte bucuroasă. Cred că sunt și foarte multe piedici din astea birocratice în care, situații de acest gen. Cine e vină că ei au intrat în insolvență. Așa. Deci mi-aș dori măcar lucrările astea de distribuție și ăla să avem măcar constructor la anul. Aș fi foarte bucuroasă. Am mai câștigat un proiect, v-am zis, la Cupu, unde luni mă duc să semnez, să facem pași importanți în reactualizarea pungului pe UAT Tureni. Mi-aș dori să implementez și proiectul ăsta cu camerele video sau cel puțin să atacăm lucrările, să începem lucrările. Cam astea sunt lucrările care eu mi-aș dori să le finalizez. Sunt multe proiecte, probabil și anul următor va veni cu multe provocări, poate și axe noi de finanțare. Da, deși aș dori, așa cum am zis, să putem, să fiu în stare financiară, să depunem un proiect și pe energie din asta regenerabilă, pentru că ar fi economii frumoase la bugetul comunei pe an, să nu mai plătim iluminat public, chiar și gaze naturale în școală. Știți că sunt niște cheltuieli la nivelul unei comune destul de mari. Mari de tot. Comunele nu prea au surse de venituri foarte mari. În afară de faptul că avem pășuni și din punctul ăsta de vedere, noi suntem o comună care ne putem mândri. Avem 1200 de hectare de pășuni, de pământ. Sigur că aduce ceva venituri, dar veniturile din închirierea acestor pășuni se ridică undeva la 500 de mii de lei. Se simt mai mult acolo unde sunt firme mari unde care sunt, vin în da, zonă. Deci, și... da, sperăm că și noi vom fi acolo cu o centură ocolitoare. Să vină și investitorii. Vin investitori, să știți că chiar am fost abordată săptămâna trecută de o firmă foarte mare și se interesează de noi. Vin foarte mulți, văd că suntem atractivi așa din punct de vedere a zonei de locuire. Și se vând foarte bine terenurile, își fac oamenii case, chiar și complexe de case. Sunt câteva terenuri care le-am autorizat să fac penthouse-uri din astea de câte 10, duplexuri, 10, 12. Zona e și o atracție turistică, da, și atunci probabil că se merge și poate la un moment dat și această ramură de agroturism se va
dezvolta mai bine. Cu siguranță, că zona permite. În momentul în care apa și canalizarea vor fi funcționale, agroturismul, chiar și partea asta industrială, se va dezvolta Tureniu într-un ritm galopant. Așa să fie. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să vă opriți în studio și să vorbim despre tot ceea ce s-a făcut, ce se lucrează și ce proiecte sunt, pentru ca și cei care ne urmăresc să fie în temă cu tot ceea ce se muncește. Eu vă invit mâine să veniți și în Tureni la sărbătorirea Zilei Naționale Anticipat. Mulțumim mult și eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă doresc toate cele bune. La revedere!